Zona este propice traficului pietonal. Merg pe mâna celor care administrează de ceva timp situl, a celor de la Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice și o să lăsăm traficul deschis să vedem ce trafic se generează, ce număr de turiști ajung la Sarmizegetu Saregia. Nu am vrea să facem un calcul nerealist, dar ulterior cu siguranță vom introduce mijloace de transport în comun. E o atitudine la care trebuie să renunțăm noi românii, aceea de a ne urca cu mașina pe pârtie sau de a ne duce cu mașina până în situl arheologic și așa mai departe. Trebuie să învățăm că, dacă vrem să vedem un lucru frumos, mai trebuie să facem și un pic de efort. Ce contează dacă ne lăsăm mașina într-o parcare și pornim pe jos sau folosind mijloacele de transport în comun atunci când vor fi introduse? Au precizat reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara. În locul unde șoseaua este continuată de drumul acoperit cu piatră cubică, au fost necesare construcția unui pasaj peste pârâul Valea Albă, consolidarea terasamentului, versantului și crearea unei parcări. Proiectul a ajuns la final, iar cei care își doresc să viziteze Sarmizegetu Saregia urcând cu mașina până la poalele ei mai au de așteptat câteva zile până la redeschiderea tronsonului rutier.